avem deja top 4. Niță cu Zaharie. De aici se vor face finala mică și finala mare. Pierzătorul deci cu pierzătorul. Pentru locul 3 și pentru locul 1 și câștigătorul cu câștigătorul. Da. Da, frumoasă bătălie pe care mi-ar fi plăcut, adică ar fi fost bună și de finală, sincer, ce s-a întâmplat între Gabi, Imre Junior și Natalia. Da, atenția către semafor acum, pentru că urmează bătălia pentru... Primul gata de top 4, da. Deci cine merge în finala mică și în finala mare? Niță lider, Zaharie follower. Da, un... Foarte agresiv Niță în tot ce înseamnă da, și tranziție. El își vede de trasa lui, Zaharie încearcă să țină aproape. Dar e greu pentru că Niță are acele schimburi biciuite, foarte rapide. Gen cum vedem la Ivan Ivanov. Nu mai agresiv, Zaharie e mult mai calm în comenzi. Da, mai așezat. Da. Văd în stilul lui, îl văd pe Ivan Ivanov de la Pro, că și el are aceeași biciuire și aceleași schimburi rapide. Are chiar și un urs negru, e că asemănările sunt destul de mari. Dar foarte bune battle-urile de semi-pro, e... nu mai e atât de mare diferența la battle-urile. Dar dacă mă uit, tranzițiile le-a făcut cam în aceleași locuri. Aici la Mangi a sacrificat un pic da, și... Da, Zaharia a tăiat acolo, practic, un pic acel Mangi pentru a veni mai aproape și tot n-a reușit. Da, și de aici s-a cam... Nu, e că am văzut atâta în calificare, dacă nu te așezi bine pe zona aia, n-ai cum să te duci pe... Acești patru copii sunt fenomenali, adică... Și vine o etapă grea, unde nu prea e loc de greșeli, așa cum am văzut bine ieri. Bine Transalpina! Hai să vedem. Start din nou Zaharie pentru... de data aceasta lider, Niță este în poziție de chaser. Da, Niță a mers bine poziția de lider. Să vedem acum dacă poate să țină... Foarte bine, nu-l scap aici, bumper to bumper. Touch and go pentru amândoi, schimbul pentru amândoi la fel. Aici sacrifică un pic Niță unghiul ca să mai vină la proximitate. Zaharie pe exterior, Niță pe exterior. N-are puterea necesară, dar păstrează aceeași distanță, nu se despart. Foarte, da, foarte bună tură. N-a deschis spre exterior, dar pierdut, tură bună. Exact, au rămas, fiind probabil și puterea asemănătoare, au rămas oglindă acolo. Da. Nu, a mers foarte bine. Uite-ți, vedem și din unghiul acesta. Foarte bine. Același schimb. Din nou aici schimbul în același loc. Nu, și n-ai putea să mai pui încă o roată între ei. Au mers bine amândoi. Și o bătălie demnă de top 4. Da, foarte bun Chase Run. Foarte bun. Suntem Niță. Da, Niță merge mai departe. Niță merge la mare pentru battle-ul de... Foarte bucuros.